Toți Dumnezeu să vă răsplătească fiecărui celor prezenți după râvna credința frăților voastre. Să nu trecem cu vederea cuvântul de învățătură rostit astăzi de biscăticioși, care de folos ne este nouă tuturor. Cât de greu și cu nevoie este să intre în Împărăția lui Dumnezeu sau cei care au avut să-și mântuiască sufletul. Ei bine, sunt mai multe categorii de bogați, să luăm aminte, care din mila lui Dumnezeu sunt care are darul, au darul milostenii, precum bine am auzit din cuvântul de învățătură, foarte mulți dintre bogații milostiți și de astăzi care au ridicat foarte multe biserici și mănăstiri, spitale, școli, deci neosândirea. Poate că ne regăsim fiecare dintre noi în ceea ce făcea bogatul. De multe ori dăruim lui Hristos nu ceea ce este de folos, ci ceea ce ne este nouă nu ne este de folos. De aceea să luăm aminte că de multe ori lăcomia duce la perzane. Să ne mulțumim cu ce ne dăruiește milostivul Dumnezeu. Să dăm slavă, laudă și mulțumire lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binecuvântarea care este asupra noastră, sănătatea și viața care este un dar de la Dumnezeu și să nu ne îngrijim de ziua de mâine. Dacă avem credință în Dumnezeu, celelalte se adaugă nouă. Are grijă Dumnezeu, precum crinii țari ne iudă nimeni, păstre cerul ne hrănește nimeni și cântă în graiul lor, așa și noi să-i mulțumim lui Dumnezeu de fiecare dată și pentru puțin și pentru mult. Și iarăși mă reîntorc să ne mulțumim și ne dăruiește Dumnezeu. Și din ceea ce ne dăruiește Dumnezeu, să nu ne gândim numai la noi înșine, în primul rând, și să ne gândim și la cei de lângă noi, poate care nu au bucată de pâine pe masa lor. Sunt foarte mulți copii orfani astăzi care suferă nemâncați, neîmbrăcați. Avem foarte multă lume nevoiașă, necăjită, mă refer la văduve, la orfani și la toți cei care nu au pe nimeni cine să-i ajute, să-i sprijine. Noi putem încuraja uneori și chiar pe cei care nu merită darul nostru. Dar prejudecata este în mâna lui Dumnezeu. Noi când facem o milostenie, o dăm și Dumnezeu va primi-o. Cel care își bate joc din ceea ce dăruim, va da răspuns în fața lui Dumnezeu. Dar să nu uitați că liniștea interioară, sufletească, pacea din familie și casă, este atunci când noi, înainte să punem ceva pe masă, ne gândim că în vecinătate, în vecinii noștri, un vecin sau lângă casa noastră, există o văduvă sau niște copii nemâncați, neajuturați. Și atunci, să vedeți ce pace lăuntrică sufletească veți avea și câtă bucurie duhovnicească când știți că cel care nu are le-a dat o bucățică de pâine, un ajutor, un sprijin. Aceasta trebuie să pornească de la preoții din parohii. Auzim acest cuvânt mai tot timpul că e multă sărăcie în cutare zonă, în cutare sat, în cutare comună, săracul este cel cu coarne. Că Dumnezeu ne dă viață și sănătate și mai putem munci și lucra, să ne câștigăm existența și pâinea cea de toate zilele, noi putem încerca să bucurăm și pe cei care sunt mai săraci, poate ca noi. Iar Părintele Slujitor, de împreună câțiva credincioși din parohie,
Normal că nu toți o să fie cu biserica, dar măcar cei care sunt aproape de Dumnezeu și biserică și de preot, când auzim în un caz într-o sat comună, văduva de marginea satului nu are ce să mănânce, nu are căldură în casă, atunci să alergăm în frunte cu Părintele nostru și să sprijinim și să ajutăm acolo unde e nevoie. Atunci, cu adevărat, vei fi și se simte că este preot și sol al lui Dumnezeu cu adevărat. Când auzim că cineva a murit și nu are cine să-l îngroape, mai nou acum, eu nu pot să cred că există pe fața Pământului ca într-o comună să moară un sărac și să-l îngropi în pijama. Oameni buni, este vremea de apoi. Am ajuns niște zile, dacă noi, cei temători de Dumnezeu, nu suntem în stare să punem mână de la mână, să îngropăm un om a nimănui care a trăit cum a trăit și toată viața a fost în lipsă și bolnav, măcar la groapă să-l ducem ca pe un creștin. Cine a dat să aud nu de mult? Mamă cu un fiu sănătos, să spunem, și bețiv, cu altul paralizat în altă zonă, să aibă sfârșitul cum l-a avut, să nu-l aibă nimeni, fiindcă, să vă spun ceva, nu știu dacă știți. Știți cum se duc oamenii spânzurați la cimitir? Fără preot, preotul în urmă a sicriului, dincă o aghiazmă, ducându-l pe lângă cimitir, nu prin curtea bisericii, nici de cum, și pus tocmai la capătul cimitirului sau în afară. Așa și bețivul, așa spun canoanele, au aceeași soartă. Nu este admis să-l duci cu preot, se face rânduiala, cum se cuvine dacă a murit beat. Am auzit că nu de mult, într-un sat undeva, mama și fiul aveau până dimineața, normal că a găsit o moarte plină de sânge, vai de sfârșitul și sufletul ei, și dacă așa a trăit și așa a făcut, așa a fost dusă și la groapă. Ferească Dumnezeu să ajungă cineva în halul acesta. De aceea aveți grijă cu pilda din Evanghelia de astăzi. Dumnezeu nu o sândește când dai prea mult. Că tot de la Dumnezeu primim această mare binecuvântare, alții au mai mult, alții au mai puțin. Și cel care are mult și cel care are puțin îi mulțumește lui Dumnezeu și să nu o sândească pe cel ce are, fiindcă Dumnezeu poate că l-a blagoslovit mai mult că a făcut ceva și face bună în viața lui cu darurile care le primești la milostivul Dumnezeu. Așa că să nu fie mâhnit bogatul, fiindcă și bogații se mântuiesc și săracii se mântuiesc, dar și își pierd sufletul. Să ne mulțumim, iarăși mă reîntorc cu ce ne dorește Dumnezeu, că noi suntem într-o creștere continuă. Niciodată nu suntem mulțumiți. Voim din ce în ce mai mult. Dar ce am făcut noi bun să primim mai mult? Cât l-am bucurat pe Dumnezeu cu faptele noastre sau pe Satan care i-am slujit? Poate că vedeți că în timpurile noastre, începând de la copii până la cei bătrâni, rostesc cuvântul diavolului în fiecare minut, secundă și ceas. Deci una să-l chem pe Dumnezeu în ajutor și alta să dai diavolului copii sau să pronunți acest cuvânt. Nu este o mândrie, dar vă mărturisesc că de când sunt eu și când am spus primul cuvânt, nu l-am pomenit niciodată, te duc să fie pustie.
Așa că copiii care auzi când dau diavolului sau înjură cele sfinte, te cutremuri când auzi de la un copil de 7 ani care îl înjură pe Dumnezeu.